Vulpițelor și vulpișorilor, în episodul de azi o să folosim nouă culoare, ci 4. O să folosim roz, albastru, verde și galben. 1000 de Robux pe care o să-i cheltui astăzi împreună cu voi. O să iau accesorii roz, albastre, verde și galben și o să fac o singură ținută. Dar înainte să intrăm pe Avatar Shop, trebuie să vă arăt comanda de astăzi. Vreau să scrieți bară, E, spațiu și voilà! Acum puteți râde doar din comandă. Mai încercăm o dată să scrieți și voi și să-mi scrieți dacă ați reușit și dacă știați comanda aceasta. Super! Aș avea rugămintea din partea voastră să vă abonați, dacă nu sunteți abonați, să dați un mare like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi. Am intrat în Avatar Shop și v-am spus că am 1000 de Robux și gata de cheltuit astăzi doar pentru voi. Primul element vreau să fie roz. Oare ce să fie? Oare ce să-mi iau? Oh my god, foarte multe variante. Mă gândeam să încerc aceste căști de gameriță. Să-mi scrieți acolo în comentarii care dintre voi sunteți gamerițe și gameri. Bineînțeles, doar merge, nu? Wow, ce mișto! Aș vrea o suzetă pentru când sunt bebe Foxy, dar îmi pune foarte ciudat această suzetă deasupra gurii. Nu e ceea ce trebuie. Avea un preț foarte bun, dar hai să încercăm și un păr. Un păr super, super drăguț. Codiță de sirenă roz. Vai, ce frumos. Ia uitați-vă ce drăguț. Mamă, 100 de Robux. Ce ziceți? Cumpărăm? Să fie acesta elementul roz din ținuta noastră de azi? Oh my god, sărăcie scrie pe mine. Îl cumpărăm? Doar pentru voi. Dați acolo un mare like pentru mine. Vai, chiar este superb! Doamne, ce frumos este! Deci jur că îmi place foarte, foarte mult. O să iau părul. Albastru. Ce frumoase sunt toate aceste accesorii! Oh my god! O să sărăcesc! Dar merită, nu? Wow, unde îmi pune acest papagal? Oare mi-l pune pe umăr? Oh my god! Cumpărăm! Doamne, nu se poate așa ceva. Ia uitați-vă. Cine are papagal acasă? Vreau să-mi scrie în comentarii cum îl cheamă, ce nume are. Nu știu, dacă eu aș avea un papagal, cred că i-aș pune numele... Ce nume ți-aș pune eu ție? Albăstrel sau ceva? Nu-s prea inspirată. Dar vreau să scrieți voi acolo nume de papagali în comentarii. O ținută aș vrea. Uite, aceasta este coada mea de sirenă, care o știți din episoade. Ia ce interesantă este asta. Zice că este coadă de rechin. Oh my god! Am văzut la știri în ultimele zile că o grămadă de rechini ajung pe tot felul de plaje de la mare, din tot felul de țări. Dar ce se întâmplă? A dat foamea în rechini. Oricum, sper eu că nu este motiv de îngrijorare, nu? Să sperăm. Wow, unde îmi pune acest papagal? Mi-l pune pe umăr? Oare mi-l pune pe umăr? Oh my god. Cumpărăm. Cumpărăm. Doamne, nu se poate așa ceva. Ia uitați-vă. Cine are papagal acasă? Vreau să-mi scrie în comentarii cum îl cheamă, ce nume are. Nu știu, dacă eu aș avea un papagal, cred că i-aș pune numele... Ce nume ți-aș pune eu ție? Albăstrel sau ceva? Nu-s prea inspirată. Dar vreau să-mi scrieți voi acolo nume de papagali în comentarii. Albăstrică, vardam, nu știu. Să-mi iau o geacă din asta, să mă îmbrac de iarnă.
Ne mai uităm. Mie îmi place vara acum și parcă nu m-aș înfofoli. Cine știe ce înseamnă a înfofoli sau doar la mine aici se folosește? Vă las așa 2 secunde, după care o să vă spun. Oh, ce ciudată e geaca asta. Adică că te îmbraci cu prea multe haine. Exagerat de multe haine, straturi efectiv. Cred că și părinții voștri v-au făcut sau încă vă fac treaba asta. Vă îmbracă cu tot dulapul să nu răciți. Până la urmă m-am hotărât să-mi iau o jachetă din asta de iarnă, că mai vine și iarna prin Brookhaven și acolo chiar nu prea avem haine din astea groase. Hihihihi. Acum mai trebuie să-mi iau ceva verde. Coadă verde de sirenă. Mamă, ce mișto! Wow! Aceștia cred că s-ar potrivi cu geaca mea. Merge partea de jos de training cu partea de sus, așa mai de iarnă. Cred că merge. Sunt așa puțin hip-hopăriță. Cumpărăm? Cumpărăm! Am luat și elementul verde, mai trebuie să iau galben. Floricică, dacă mi-o pune în păr. Hai să încercăm. Dar așa zice. Ok. Cumpărăm și floricica. Pentru că mie îmi place foarte, foarte mult limonada și recunosc că este băutura care o beau tot timpul în timpul verii. Clar. Dar nu ne oprim aici. Mi-ar plăcea să iau și un desert. Adică, cred că iarna merge o prăjiturică ceva. S-ar potrivi, nu? Hai să cumpărăm. O să ne vedem în Brookhaven să vedeți ținuta finală. Deci, oh my god! Nu vine să cred cum a ieșit! Vai! Vai! Sunt o fashionistă, efectiv! Mi se pare că toate se potrivesc! Ia uitați-vă! Mamă, ce bine arată cookies cu lăptic! Wow! Deci, topul meu cu limonadă este super! Pantalonii arată foarte fain! Avem și părul, avem papagalul, avem floricica din păr. Oh my god, avem și pisica aici ascunsă după părul meu. Nu se prea vede, dar mamă, ce frumos arată! O să folosesc acest ghiozdănel, bineînțeles, prin Brookhaven. O să îmi iau pisoiul peste tot cu mine și papagalul peste tot cu mine. Doamne, cât de cute pot să arăt! Mi se pare că este o ținută superbă și vreau să-mi scrieți acolo în comentarii cum vi se pare, dar, doamne, genial! O să-mi scot puțin părul ca să-mi vedeți pisicuța. Bun, mi-am pus un păr din Brookhaven și pregătiți? Ia uitați-vă ce cute! Vai! O să îți spun numele Semi, da! Pisoiul meu din realitate este gri, dar o să te numesc Semi oricum. Vreau neapărat să-mi dați o notă. Sper că v-a plăcut și să-i dați un nume papagalului. Dacă v-a plăcut acest episod, aș aprecia tare, tare mult să răpeți pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi minunată și frumoasă ca și voi. V-am pupat! Ceau!